Salutare tuturor, numesc eu Eugen, de la lângă mine pe Adi. Iar astăzi, dacă dorim să supraviețuim, va trebui să mâncăm mult, pentru că filmăm Mănâncă ușa din mâncare pentru a supraviețui challenge. Regulile sunt foarte simple. Concurenții vor trebui să treacă prin cele 10 uși formate din diverse produse. 10 uși poate nu pare mult, însă la un moment dat va deveni destul de dificil spre imposibil ca să trecem mai departe. Astfel, pentru a continua challenge-ul, va trebui să îndeplinim o provocare oribilă. Pe parcurs ne vor aștepta diverse challenge-uri, provocări sau bonusuri interesante, așa că privește acest video până la final și nu uita să apeși butonul de like, iar dacă la final nu o să-ți placă acest video, poți să-ți iei like-ul înapoi. Iar acum, haideți să trecem la challenge-ul nostru! Da, am ținta în vizor. Bine, acum fii atent la orice mic detaliu. Trebuie să aflăm ce ilegalități și jiretlicuri fac ăștia. A deschis calculatorul și... Stai, ce face? Ce e? Ce vezi? A deschis videoul celor de la Orange Blue, a dat click pe primul link din descriere și a descărcat jocul. Ce șeretlicuri au netrebnicii ăia? Șeful, nu e niciun șeretlic. Au descărcat jocul de pe primul link din descriere și au primit pachetul bonus de 25 de euro, care conține nave exclusive, 500 de dubloni, 7 zile premium, milioane de credite și 6 puncte pentru comandantul său. Atât de simplu? Tot ce trebuia să facem era doar asta? Da, așa că nu ezita și descarcă World of Warships de pe primul link din descriere pentru a avea toate aceste bonusuri și să fii cel mai tare din joc. Încă un detaliu foarte important. Când trecem prin aceste uși, nu trebuie să atingem sau să dărâmăm niciun produs. Așa că azi sper să nu ne crape stomacul până ajungem la a 10-a ușă. Începem, da? Hai să ne luăm un cuc de joc. Stai, trebuie să gândim strategii. Trebuie să mâncăm de la un colț sau de la mijloc, ca să facem o gaură destul de mare, ca să putem trece la următoarea ușă. Deci, fete, în primul spațiu stai așa. Care e mai mare? Ăla. Ăla. Atunci începem să mâncăm de aici, da? Nu e atât de rea această lipie. Ce-i pierd? Pentru că e cu frunze din alea de salată. Spanac. Spanac, o. Prost. Eu credeam că e cu fistic. Fistic? Eu credeam că e de la extraterestri. Dar eu credeam că se va mânca mult mai rapid și mai... Am nevoie de apă. Păi parcă s-a uscat. Apropo, eu mi-am amintit că avem aici un plic de la echipa Orange Blue în care se poate afla ori un bonus, ori ceva oribil. Cum zici, îl extragem sau nu? Eu zic că nu o să pună din prima rundă ceva oribil. Zic că e un bonus. Hai să-l extragem. Uite, o sticlă de apă la fiecare. Asta e bonus. Ce avem aici? Apă plată. Mă așteptam la niște produse mai bune din partea echipei Orange Blue, mai ales așa challenge-uri, dar ne-a dat lipie care îți usucă tot în gât. Apa, da. Sper că avem voie să o păstrăm. Da. O luăm cu noi. Da. Și după cum vedeți, gaura e destul de mare. Eu pot să încap aici și să merg la următoarea ușă. Mai vin indiferent, eu slăbesc 3 kg, dar încap aici și mai mănânc eu lipii. Mi-a ajuns lipii. Ai grijă, nu trebuie să dărim nicio bucată. Adi, îți urez succes, pentru că următoarea ușă este formată din chipsuri. Cine nu iubește chipsuri? Eu renunț la acest. Ce? Stai că mai am un pic de... Adi, asta trebuie să faci un an de zile, zi de zi, dacă... Nu, nu te ajută, nu faci portul. În ultima zi. Aaaa! Când ce? Am un cap prea mare, mă. Deci, important, ușa să ne urcă pe fiind. Trebuie, băi, că atinge, atent, așa. Atent, atent! A reușit!
Și că era moară. Bine. Deci, acum avem aici niște produse mai aproape una de alta. Uite unde mai mult cum îmi sper. Uite aici. Asta. Avem de mâncat fiecare câte două pungi. Dacă le mâncăm pe una, da. Două, trei, patru. Avem iarăși un spațiu nu prea mare. Bă. E bun. Camera mare acum. Camera mare, tot ok, dar cei care privesc acest video... Apropo, vreau să scrieți în comentarii dacă voi acum mâncați în timpul acestui video. În cap? Asta. În cap? Da. Tot el. Nu știu cum eu ce am încăput de acolo, dar eu mai am de mâncat încă. Mai e de mâncat încă o pungă. Și pungă. Mergi pe strategia mea. Uite, asta te-ar putea încânca. Eu cred că o să încap și-o pe aici. Azi, nu o să încap. Nu, vină aproape să te măsurăm. Nu, 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 mănâncă și pungă asta. Nu încap. Gata, o provocare, te-ai atins. Dar n-ai cum să încap. E mai mănânci pungă asta, pare. Imposibil să nu te apă. Deci sunt chipsuri iuțe cu bacon. O să n-ai de iuți. Vreau să gust eu. Mă vor împiedica ca să pot să mănânc produse și mai delicioase din următoarele uși, presupun eu. Adi, eu pot să te ajut. Să termin mai repede punga. Ha. Să mergem mai departe. Eu gem, dar să ieși cu anul poți să mă dat. Surprise! Deci tot video-ul să înțeleg că va fi doar mai mâncând. Fast forward două ore mai târziu. Eu gen ar vrea să joace battle flip. Oh! Asta e nașpa, înseamnă că ai puțin apă acolo. Deci, eu încă o pungă de chipsuri aici nu mai încap. Nu contează, eu trec fel. Atent! Altfel... Pungile de jurul lui Adi toate se mișcă, ce e? Asta e la gravitație. E la gravitație, da. Opa! Hai, uite pe aici. Așa, atent. Apleacă-te! Hai. Ai atins-o. Nu în zadar ai făcut 6 luni de yoga. Noi în așa tempou nu mai ajungem la final. Deci am atins o pungă, ceea ce înseamnă că după regulament trebuie să îndeplinesc o provocare. Ok, hai să văd provocarea mea oribilă. Avem roata norocului sau cum îi spun eu, roata ghinionului, pentru că urmează să fac o provocare oribilă. Eu te ajut. Zim dacă e ceva oribil acolo. Deci, o lipie peste față. Perfect. Mă naiba. Deci, să ne dea cineva că nu o să ajung până acolo. Am zis eu că urăsc lipiile. Și avem aici lipia. Mă simt ca Angala, erecția, făcușcă. Important, tu ai faza asta să sperești. Închide ochii. Ai, cine vorbești? Închide ochii. Acum la ei de părăt toate fazele când eu gen sperești. Băi, nu! A fost sau nu? Mai dăm o dată. Ai auzit ce zic? Poate eu nu am văzut bine, dar mai dăm o dată. Scrieți în comentarii dacă a fost sau nu asta. Eu zic că a fost și s-a lipit destul de bine. Problema e că această lipie deja este uscată. Vreau o lipie normală din pungă. Și haideți să facem provocarea așa cum se cuvine. Vine cu lucru pungă. Da, eu uite, cu trei. Hai cu tot pachetul. Hai cu două. Pe asta poți să o îndoi. Da, nu, nu îndoi. Lasă-o așa, e ok. Patru. Nu, ei, da. E ok, dar cu lipia asta și asta constă challenge. Este, da? Nu. Gata, da? Închide ochii. Da, închide ochii și lasă mâna jos. Gata, închide ochii. A fost, nu? A fost. Gata. S-a auzit clar. E ok, haideți acum să ne îndulcim. Pentru că avem o ușă din bomboane. Ce e acolo? Un bonus? Adi vrea bonusul. Asta e pentru schimb. Avem 5 minute să trecem prin această ușă. Dacă Adi e în echipă cu mine, sunt 2 minute și trecem. Cu challenge. Stai, strategic sau... Am mai un drăneu. Am bilet. Da. 4 rânduri trebuie să mâncăm, da? Da, da. În 5 minute. Imagin că în video-urile alea, tot când spune să mănânci un produs, într-o minută, dacă nu, scura din cap.
Trebuie să nu-ți vin rași pe capul. Mă dor deja toate măselele. Simt un gust de dulce, tot mai am. Nu vreau să-mi imaginez. Uite câte uși, câte produs mai am de băgat. Eu nu văd capul încolo. Eu nu cred că o să terminăm acest challenge. Baia. Fără ambulanță. În 5 minute, nu uitați. Eu trec primul, da? Uite cât de timp. Loc mă ajuți pe mine, eu să... Au! Am trecut ușa înainte. Atent, nu faci aici un domino din uși. Dă-te una pe alta. A reușit, unde te din provocare? Sticlele putem să le arugăm pentru că avem 20 cu suc. Un rând îl pun în buzunare ca să ne ajungă până la final. Unul îl beau, la fel și tu și trecem mai departe. Acum ne vedem el ce beam. Schweppes. Adi, trebuie să începem cu băutura care îți place mai mult. Nu știu dacă obțin, dar aici sunt două mai departat. Eu zic să ne bem pe astea. Astea le punem în buzunare. Da. Hai, eu o să încep cu cola. Nu știu dacă o să încapă atâta băutură în noi. Ești din Moldova, eu gen trebuie. Ah, și gust. Gata, vei tot rândul. Da. Eu beau cola. Băi, un gust de ăsta de lămâie acră, amară, mă. Apătoi. Băi, nașpa rău. Trecem de această ușă sau nu? Eu nu cred că sau cu pauze multe, după o oră, două. Băi, zic că trecem. Hai, challenge, cine râde cel mai mult? Eu zic să vedem ce avem în acest plic. Poate avem un bonus, poate nu trebuie să avem tot acest suc. Eu, orice caz, o să amestec un pic băuturi. Apropo, este record la cel mai lung răgăit, știți? Cât? Cum doboră, mă? După decibile, după cel mai tare răgăit. Cum doboră, nu importă. Să citesc sau nu? Sau o pun înapoi și mergem mai departe. Este... Veți fi legați de mâini între voi. Așa suntem într-o cușcă, unii să mai fim legați încă. Da. Asta să înțeleg prin mesajul din plic, da? Vom fi legați la mâini cu cătuși. Care mână nu o folosești? Mă duc eu la stânga. Da, cheile sunt prin apropiere, da? Și da, cât timp? Cât timp o să fim legați? Când trecem de... Băi, dar am strâns-o prea tare. Mergi așa, hai, mai departe. Nu cap două, dar îmi trebuie o pâlnie. Aduceți-o pâlnie! E, hai! Da, hai, încercăm acum. De ce nu trebuie să fac toate prostiile astea? Tu ai vrut să bei cu două. Hai, bea! Hai! Sunt curios ce gust are Fanta cu Schweppes tonic. Adi, e ok? Vii? Pune capul în jos. Hai, că așa irosim tot sucul. Și gustare? Da. Ia. Băi, m-am cufat pe mine. Bă, cât de bine miroase. Dă-l în dragul de pâlnii. Mai bine fă. Bă, să știi că miroase foarte bine această doză de suc. Ani, nu știu cum tu. Bine, începi să mi se facă rău. Băi, miroase foarte bine, dar la gust e acră. Nu, vrei la fac. Deci, luăm o doză goală, o îndoim uite așa. Gata, hai să continuăm mai repede. Să mergem mai departe. Eu și Schweppes nu mai beau. Apropo, vreau să scrieți chiar acum în comentarii care este băutura voastră preferată. Mie, de exemplu, eu știu care nu-i preferată. Schweppes cu de-asta, mămâi sau ce. Tonic. Tonic. Contentativ. Nu, la edit o să stai tot asta. Îți pui bipuri. Nu, o să fie sunete de psicuți cu miau. Mâncarea o mănânce, ok. Dacă tu apă la dracu să-ți încape în stomac, mai ales că are gaze, nu, e aproape... Da. Răgâit așa târcul că sunt în următor. Lifehack, cum să trecem mai repede. Iar acum urmează provocarea cea grea, să trecem prin această ușă, această gaură și legați. Eu trec, tu? Băi, de urmă, nu știu. Deci, acum hai să fiu atent să nu ating vreo dose. Dacă sparg dozele, facem tu și un suc. Hai, Adi, acum... Acum e momentul dificil, nu la tine. Fii atent, dacă atingi dozele, din nou faci o provocare. Dar nu ai bine provocare, eu nu mai fac provocare. Vezi că scadă tot aici! Că scadă. Simt foarte rău aceste doze. Slipiti prost. Măi, mă trage! Hai! Stai mai tic capul. Hai! Asta se socoate sau nu?
Din păcate, dai socoate, așa că dai să trec mai repede. Da, tu, eu cred că îți dai tot repede. Sau nu? Ia, acum scoate chestiile astea. Unii cheie. Pepperin. Gata, cheie, următoarea rundă. Hai! Cine face adit provocarea? Mănânc o lingură de cafea măcinat. Nu-i rău. După băutură, mai merge și o cafea. Ca să ai energie să trecem toate ușile. Corect, mai am și aperitive pe aici. Să fie nice. Deci, aparent, am ajuns și la ziua în care mănânc cafeaua. Mă beau. Hai, Adi, cafea, bei în toată dimineața. O beau, dar nu mănânc. Păi, asta o rup la gunoi. Nu știu de ce ai luat o lingură cu vârf din aia mare, dar... Da. Aha, sunt strănuți acum în mine sau în cameraman. Sunt serios. Cum e la cu asta? Enough, Pavel. Cu gaze! Și plus că fata asta e acră. Acru cu amar. Am energie! Adi, sunt prea multe crembuște, așa că zic să vedem ce se află aici. Poate avem un bonus și nu trebuie să le mâncăm. Îl deschis, tu, eu nu l-ai deschis. Tot eu l-am deschis. Da, eu l-am deschis. Simt că e ceva, un bonus. Hai că o să trebuie și eu. Dar la mine. Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Deschis, nu mă interesează. Nu se refer la ambii. Poți dau skip la orice ușă doar o singură dată. Deci de aici înainte putem da skip doar la o singură ușă. Ambii, da? Păi, eu nu. Stai! Oricum ambii trecem eu genul înainte, oricum dăm skip la. Deci acum, hai să ne gândim bine, să da? Privim în față și să vedem la ce dăm skip. Eu mai departe de ușa următoare nu văd nimic. Dar eu aș da skip la acești scârnați. Unde e deja? Și cu tine! Îți imaginezi, avem de mâncat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 de bucăți! Dar gata dacă începi? Pâine spate, după aceasta nu mai treci. Nu, fie că el, am din carne de vită și porc. Și acum la ce dăm skip? Băi, nu știu. Haide și stomacul lui. O să vă spun este. Ce ești prost? Avem de mâncat 20 de bucăți de cârnați. Tu mai dau și pâine. Ei, bun, vrei? Mai vreau. Dar-s buni. Dar maionez ești de cărcăval? Da. Tu încoi. Băi, dar-s buni. Nu-i sănătos. Deci am mai rămas aici o crembușcă și eu la mine stomac nu mai încape, așa că o să încerc să intru pe aici. Sper să nu ating nici pe astea, nici această folie, pentru că sunt destul de flexibil. Eu cred că intrat tăi de flexibil. Înțeleg că ai intrat într-o geantă. Fii atent. Am atins sau nu? Este? Este. Bă, și ziceam să mă tund chel. Freza asta. Adi nu vrea să riște, să nu, ideea e că vreau să mănânc și pe asta, dar trebuie să mă rogi. Bine, tu îndeplinești provocarea, eu mănânc asta. Eu sunt sigur că o să mai mănânc un rând acuș. Un rând din asta, nu? Dacă nu încap, eu cam. Eu nu cred că toți încapi, uite pe aici. Așa că îți sugerez... M-a făcut gras acum. Body shaming. Bun, buhlici. Aia, nu? Uitați-vă la el cât de încrezut este. Mâncând atâta, Adi, o să fie, uite așa, nu o să fie elastic deloc, așa că ai grijă. Eu acum nu îndeplinesc provocarea. Hai elasticule. A, eu credeam că deja trecem la cereale. Nu, nu, provocarea ta, hai să vedem. Hai. Dau eu provocarea mea. Tu, cu norocul tău, o să cadă ceva bun. Cleștișoare pe față timp de 36 secunde. Și avem cele 10 cleștișoare pe care urmează să îi le punem pe față. Era vorba de 4, dar na, asta 4 e. Era în gândul tău. Stai, cronometrăm timpul. Nu, timpul e după ce ți... Nu, ai 30 de secunde. Okay. Lasă să stai așa. Start! Ai, băi! Ai, pune pe urechi. Aaaa, dătoare! Deci... Ai! Mulțumesc, băi. Ai! Ai! Dar nu aici, pune aici, pune aici! Nu aici! Ah, oh, uite la cum să uite pe aia. Încă 5 secunde! Ah, pe buză, pe buză! Ai! 30! Stop! Stai mai una! Ai, gata!
Bă, asta a fost drăluț. A fost drăluț. O să aleg greu de data asta. Licol, pentru că eu cred că am... apropo, avem skip. Vrei la cereale să dăm skip? Nu mai dăm la cereale. Cerealele sunt gustoase. Ți-am zis că am noroc. Asta iarăși e un surplus de mâncare. Adică putem, e să, okay să, putem să mâncăm cereale, dar tu mai vrei și un adaus de lapte. Primești un bol și lapte pentru cereale. Eu cred că ăsta e bol. Pentru tine, nu pentru mine. Eu am fost... Ok, spune că așa, dă-ți-mi bol. Deci, la ora 11 noaptea ne luăm micul dejun. Tu iei micul dejun, tu vrei adausuri de lapte, de cereale. Eu fac munca mai ușor. Zici că gata. Stai, trebuia mai întâi laptele sau cereale? Eu pun cereale prima dată, dar voi? Da. Scrieți în comentarii. Da, chiar, ce puneți prima dată, laptele sau cereale? Băi, eu unul cereale le pun. Dar la fel, nu, întâi cereale, după care laptele deasupra. Haide, mai bine dădeam skip la această ușă. Laptele trebuia să fie un pic mai cald. Mie îmi plac cereale de plastic cald. E ca o răzbun, ce e asta? O vreau. Dar ceva cu fiecare cutie are un joc pe ea. De exemplu, la mine e ceva cu laderin. Trebuie să văd fiecare păsărie cu un zluci. Stai, pachete diferite, jocuri diferite. Destul de interesant pentru un copil. Avem aici cuburi cu diferite kilograme. De exemplu, cel albastru are 2 kilograme, cel galben 3. Și le aduni pe toate și aici scrii rezultatul. Destul de interesant. Și aici avem cereale din porumb. Eu sunt cel care fac combinația de cereale, ciocolată și lapte. Albi, fii atent, mai mâncăm și aceste două pachete? Da, și putem trece pe și putem trece de-a lungul, uite. Este un spațiu destul de mare. Parcă eu gură cu dinți. Ai grijă, nu se închide gura când treci pe... Bă, sunt prea dulci. Orice nu știu, la lapte merg foarte bine. Eu deja s-au placei cele bole. Deci pot pune aici lapte. Dar nu la mine. Wow, cred că nimeni nu a făcut asta niciodată acasă. Nici să nu o facem. Altfel... O pățiți. O pățiți rău. Și aici fac o gaură nouă. Îmi trebuie o lingură. Am nevoie de o lingură. Ce trebuie să tot o lingură! Și voi mă întrebați de ce... De ce Adi nu pleacă din Orange Blue? Pentru că mănâncă bine, nu? Mă plânește. Dacă o spargem-o... BAM! Nu mai sparg, eu mi-aștept lingura. Prieteni, cât aștept lingura, vreau să vă spun un lucru foarte, foarte important. Am observat că numărul like-urilor la videourile noastre au scăzut. Nu mai adunăm atât de multe ca înainte și asta ne descurajează destul de mult. Asta ne face să credem că nu vă mai plac videourile noastre. Așa că avem o întrebare la voi. Doriți să mai facem astfel de videouri? Dacă da, apasă butonul de like, astfel ne veți susține să continuăm și alte videouri nebune și interesante. Iar noi vom ști că încă ne susțineți și doriți episoade nebune și trăsnite. Astfel nu ne motivați doar pe noi, ci și echipa Orange Blue, care depune foarte mult efort în pregătirea acestor challenge-uri. Iar lor le e foarte plăcut când văd niște like-uri sub videourile noastre. Eu sunt sigur că ei deja au apăsat butonul de like, iar noi hai să continuăm să mâncăm. Să unii lingura ta, așteptăm lingura. Lingura mea. Am dat-o voi. Că mă deja-i pierge în gen. Uița mare! Mă minut publicitar, pe asta nu trebuie să vedeți. Deci, Adi, cum am zis, metoda este foarte simplă. Uite, ai grijă. Trecem, uite așa. A, dai simplu. Dar cerealele alea? Cereale. Uite în spate. Am și cereale. A, asta este jos. Nu, e ok, e doar. Nu, uite, este un pachet. Adică eu suntem într-o echipă, putem să trecem, dar sunt sigur că pe camere s-au văzut că au rămas. O să iasă că trișăm. Bă, credeam că nimeni nu o să le vadă. Trebuia să-i pun la un loc mai ascuns. Eu nu mai fac. Am mâncat prea mult lapte, serios. Asta înseamnă că face o provocare. Da, mai bine fac provocare, eu nu mai pot deja, o să-mi ias tot și nu cred că o să ajung la următoarele uși, așa că mult mai bine fac o provocare. Deci, pentru că nu ai mâncat tot, faci o provocare, iar dacă nu o să încapi și o să atingi aceste cutii, faci două provocări. Da. Da, hai. Dar atent, las-te. Apropii de această bâsă. Secretul este să te crezi ușor ca o pan. Să adii cu ajutorul vântului prin aceste obstacole. Hai, că ai trecut, încă un pic. Nu te duci în sus. Uite așa, ca o pană.
Perfect. Aduceți roata norocului să vedem ce provocare va face Adi. Și avem roata norocului aici. Hai să vedem ce o să... Până ceva interesant. Nu, trișez. Mănâncă o lămâie cu cola era. Gura, băi, cola. Trebuie să mănânc o lămâie cu gura. Mănâncă o lingură. Asta e mai bună. Nu. E mai bună. Mănâncă o lingură de mâncare de pisici. Mâncarea de pisici, o despachetă. Dar nu-i nevoie. Noi avem psicuță aici. Hai. Eu dacă ură... Fuuu! Priviți cum arată! Asta, mă! Muși să asta e piftie, Adi. Uite, o lingură... Uite, fiți atenți, e mică lingura. Eu ce? Ține. Hai, deja... Era erou la probele alea cu kilometri de... Nu, iată. Vrei adaos niște... Poate niște alea să mănânc pe la urmă. Adaos de noapte? Partea bună, că dacă o să vomit, o să am luat pentru următoarele. Hai. Prieteni, nu știu dacă cunoașteți, dar ziua lui Adi este pe data de 1 aprilie. Au mai rămas foarte puține zile până atunci, dar voi puteți să-i faceți un cadou super tare. Împreună putem strânge la acest video un număr record de like-uri, așa că haideți să ne unim forțele. Fiecare like va fi un motiv de bucurie pentru Adi. Iar acum, înapoi la video-ul nostru. Apelii bine vârsta. Eu nu am cuvinte. Trebuie să te ajut să desfaci. Adi, eu cred că asta e runda, sau mai bine zis, ușa, care trebuie să dăm skip. Să le dăm la o parte, să trecem. Maxim 3 pizze putem să mâncăm ca să putem trece la următoare. Eu skip la pizza, nu dau eu gen. Pe mâncare de pisici, eu nu mai vreau skip. Văd următoarea ușă că o să dăm skip. Ok, acum hai să ne gândim strategic. Eu cred că pe aici o să încap să trec. Mâncăm o singură pizza și mergem mai departe, da? Dar tu te descurci, da? Cu o singură pizza. Băi, crude. Eu încap pe aici. Mergi. Eu încap și mă duc mai departe. Poate am un bonus ceva aici. Ce bonus? Ce bonus? Nu, treci. Desmă. Nu trebuie să cadă nimic pe jos, Adi. Trebuie să mănânci. Ce e asta? Mâncare de pisici. Ai grijă să nu cadă nimic pe jos. Hai, trec. Eu o să încerc să trec mai departe. O să fac, uite, așa. Cineva faci provocare. Deci, eu mai bine fac o provocare decât să mănânc încă o pizza. Bă, mie deja îmi vine să vomit când văd atâta mâncare. Hai, Adi, ce faci? O mănânci pe toată, faci tu o provocare sau mergem mai departe? Să așteptăm. Eu nu mă grăbesc nicăieri, mai am jumate de pizza, dar între timp vreau să spun o chestie. Ați observat că la noi în challenge-uri mereu avem diferite produse delicioase. Așa că vreau să vă întreb pe voi, prieteni, care este produsul vostru preferat? Scrieți în comentarii cele mai tari răspunsuri, le vom folosi în următorul challenge. Ce ziceți de partea a doua a acestui challenge? Sunt curios ce produse veți scrie în comentarii. Încă o gură, poți să trec mai departe. Adi, eu sunt sigur că tu reușești să bați orice record legat de mâncare. Înainte spre victorie! Dacă eu nu am încăput pe aici, aș zice să mai mănânci încă o pizza. Minus 3 kg. Hai! Aha, e bună încercare. Lasă burta în partea aia, după care o iei. Hai! E bine, până când e bine, e bine. Gazul. Înainte, dar la fel de lasă-te în jos, Vezi? Ai grijă mâna stângă. Hai! Ai grijă piciorul, până când ai trecut foarte bine. Adi a putut și eu nu. Și lovitură mi-a tras acum. Deci, hai să vedem ce provocare urmează să fac. Eu ce-am făcut?
tare! Mănâncă o lămâie cu coadă. Da, avem lămâie în față. Cred că urmăritorii noștri vor altă provocare. Lasă-te! Dar fii atent, eu văd aici următoarea ușă legată de lămâie. Lămâie plus felii de lămâie. Lămâie. Bacure. Da, după atâta mâncare. De parcă dacă aveți fi la început o mâncare cu poftă. Cu amici. Prieteni, spuneți și voi. Vă vine așa parcă, nu știu, apă în gură când vedeți cineva cum mănâncă lămâie. Haide, mai bine o lipie peste față. Vrei lipie peste față? Schimbăm provocarea, nu-i problemă. Aș pare lipie. Vrei lipie? Nu, băi, hai lipie. Nu, las că mănânc. Hai lipie. Dar nu-i prea grețos pentru voi. Adică trebuie să trecem mai departe. Nu, pun blur la ei. Hai Eugen, dă-i lămâia toată, așa, bravo, ca un monstru. Bagă toată în gură. Hai că jumătate s-o dus. Ei, mă rog, acum nu s-a mai dat venit înapoi. Un loc și poate mănânc. Hai, bagă-o în gură. Hai că s-o bag cu mine, mai avem mâncare. Ce face o următoare ușă, Eugen? O luptăm? Îți spun fuleți. Fuleți, mâncăm, iar lămâia îi dăm skip, da? Bă, să știi că nu e atât de rău să mănânci o lămâie, adică te dăm revigură. Fuleț. Sigur, da. Și ultima. Deschidem sau trecem fără? Eu n-aș zice să o luăm. Eu nu cred că e ceva oribil, mai ales că suntem la ușa penultima. De asta și zic, suntem la ultima ușă și sunt sigur că o să avem surprize. Te-ai încrețit când ai mâncat lămâi? Normal. Nu trebuie să faci nicio expresie cât mănânci feliile de lămâi. Ba, le mâncăm fără nicio... Ți-am zis să nu alegem provocarea, dar tu... Deci, cum trecem? Aici avem niște ațe. Rândul de sus. Nu are sens rândul de sus. Asta două de rând. Mâncăm două rânduri, da? Altfel nu e cum, la mine rog pe îndreapt. Stai că este fake, ca tu, mă. Asta e, dar... Coarja fără coarja, nu? Da. Fiți cu ochii în patru la expresia lui Eugen. Dacă se încrețește, scrieți în comentarii. Haide, fii atent cât deja am mâncat. Ia. Eu cu Eugen am mâncat aproape o rând de lămâie și am ajuns la negociere și la concluzia. Dă-o dracu, facem provocare. Nu mai simt limba. Așa că acceptăm să facem câte o provocare și să trecem la final. Acolo se află ceva interesant. Haideți, zic mai întâi să facem aici provocările, după care trecem mai departe și acolo se află ceva interesant. Ok, pumnul meu o să mă aștepte un pic. E bun, asta e perfect. 10 cleștițe aici, în această box. O să încep cu cel mai dureros. Ce ai pus aici? Adi are imunitate, sau mi se pare mie. Uf, se cânge. Buza. Stai, buza! Facem... Cât? Nu te grăbi, Adi! Nu te grăbi, oprești! Da, hai, cu provocarea mea. Hai provocarea ta. Băi, asta a fost foarte dureros. Vreau să încercați chiar acasă, pentru că... Nu, serios, dacă crezi că e light, încercați acasă. Puneți aici în nas. Stai, depinde, că depinde de cleștiți și de puterea acestui... Astea sunt cât de alea ok, spii de alea sovietice care... Hai. Ca să am mai mult noroc. Spargem un baloc cu dinți. Dar nu lângă mine. Nu de vârf. Nu, la mijloc. Dar nu e imposibil să spargi. N-am așa gură mare. N-am așa gură mare. Pinge scoț în dresul. Pentru că a rămas o bucățică. Deci, dinte. Stai. Tot ok. Pau! Unde a rămas? Pau! What?
Și la final mai avem încă două uși, doar că nu știm ce se află după ele. Din ce am înțeles, acum urmează să fie un mic challenge între mine și Eugen, să vedem care este câștigătorul acestui challenge. Deci, noi trebuie să alegem ușa din stânga sau ușa din dreapta. Dar fii atent că echipa Orange Blue cumva a făcut gaura asta mai mare și aia mai... E pe stofel. Ca să încarc mai... Uite, asta o zic mai pe urmă. Ce, dar... Trebuie să tăiem cu cuțitul și vedem ce produs avem după. Hai să vedem la tine ce e. Eu sunt sigur că e ceva oribil. Vezi că la operație, da? Pe linii, așa. Mergi din pacient. Ups! Aaa, sunt o sănătate. Eugen, dacă făceai așa la timp operației... Este un pic imposibil să treci, așa că am decis să măresc un pic gaura. La operație, medicul. Imposibil să ajung acolo, trebuie să fac gaură tot corpul. Deci, iar acum să vedem ce se află după... Eu deja am văzut. Ai văzut și cum e. Hai, tai așa să vezi. O să ai nevoie de lapte. Nu! Băi! Am de mâncat 1, 2, 3, 4, 5 ardei ca să pot ieși prin această ușă. Hai să văd și la mine ce-i. Eu cred că pot deja să încep să mănânc, nu? Nu, așteaptă. Ideea e felul următor. Eu când am ales ușa asta, m-am apropiat de ea, am adulmecat și am simțit miros foarte. Poți să miroși prin carton, da? Stai! Și ce se află după acea ușă? Ceva de patiserii. Nu știu, sigur. Ce e așa? Nu știu. Da, eu ce eu sunt de asta, câinele din cipănătoare să-mi dau seama. Hai! Gogoși, să înțeleg că avem o ușă oribilă și una dulce. Challenge-ul constă în felul următor. Cine mănâncă primul și poate să treacă prin ușă fără să atingă produsul agățat pe ață, câștigă acest challenge. Ai gust de vanilie. Dar vanilie are gust de ardei. Adi, fii atent, nu sunt foarte ei, sunt așa. Nu știu gen ce povestește acolo. Eu o savurez gugoșii mele. Ai grijă, ce treci primul. Ai sigur. Câștigă acest cele. Nu câștigi, pentru că nu mănânci tot peretele ăla. Îți garantez eu. Eu trebuie să mănânci tot peretele, pe să mănânci 1, 2, 3, 4, 4 ardei. Eugen, ce-mi mirosul gugoș. Urei un ardei? Fii atent, mod sănătos de viață și gogoși. Mod delicios de viață. Cine papă bine are corp frumos și picioare mari ca să meargă pe jos. Gata, asta mai am și încă un ardei și eu cred că câștig acest challenge. Dar Adi... Ultimul ardei și pot să trec prin această gaură. La a șaptea gogoș cred că da, imposibil, eu nu mai pot. Am mâncat prea mult în challenge ăsta, trebuia să-mi lăs loc. Eu cred că data asta o să pierd. Prima dată la un challenge cu mâncare pierd. După cum văd, Adi moare, iar eu mai am câteva guri și trec. Păi e mirtul la pop. Adi, rămâi acolo pe mâine, da? Nu miroase rău ăștia. Ți-am zis eu să mănânci mai puțin, ca la final să ai parte de acești gogoși. Adi, poți să ieși. Bine că mai ai forță să faci și asta cu trup, da? Asta a fost cel mai dificil challenge. Nici ăla cu cine ultimul mănâncă nu a fost atât dificil. Cu 10 uși, dar parcă au fost 100, serios. Eu cred că challenge-ul ăsta trebuie numit 100 de uși. Suntem siguri că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apreciați acest video cu un mare like dacă ne susțineți și vreți să continuăm cu astfel de videouri trăsnite. La noi pe canal abonarea este obligatorie, deoarece astfel veți avea zâmbetul pe buze și bună dispoziție. Așa că apasă chiar acum pe butonul roșu de subscribe și fă și tu parte din această familie mare și unită. Cu voi a fost Eugen și Adi. Ne revedem foarte curând.